Fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, atrage atenția că nu este cazul ca românilor să li se ceară să facă economii la gaze, în contextul în care în Marea Neagră avem zeci de milioane de metri cubi. Cât despre temerea unor europeni că ar putea fi nevoiți să facă economii la gaze, Diaconescu a amintit că totuși în Ucraina mor oameni în război. Încerc să evit o atitudine care poate n-ar fi corespunzătoare unei comunicări publice, dar în cazul României, astfel de solicitare este perfect grotescă. O țară care are peste 120 de miliarde de metri cubi de gaze în platoul continental, care a agonit două companii americane mari, Chevron și Exxon, Exxonul și după ce făcuse explorarea în legătură cu aceste zăcăminte, și care acum se gândește să primească mesaje cum să regleze gazul de la Aragaz. Suntem de un penibil total, nu înțeleg, în acești 4 ani din 2018, ce s-a făcut, ce s-a gândit ca această exploatare din Marea Neagră, care nu numai că ar fi acoperit necesarul de 10% cât avem noi nevoie de gaz din import, nu numai că scotea Gazpromul de pe piață, poate nu se dorește acest lucru, dar asigura pentru Europa Centrală practic, acoperirea problemelor în ceea ce privește importul de gaze din Rusia. Deci, să discutăm acum de nivelul cât încălzim apa caldă la Aragaz cu zeci de mii de milioane de metri cub de gaz în Marea Neagră. Întrebat despre temerea germanilor sau francezilor că vor fi nevoiți să facă economii la gaze dacă Rusia va întrerupe livrările, fostul ministru de externe a punctat că este mai gravă situația ucrainenilor în acest moment. Deci deocamdată am văzut pe toate zonele media și mediile sociale cum în Ucraina mor copii și oameni nevinovați în fiecare zi datorită acestei invazii și datorită acestor bombardamente. Nu știu, în comparație cu solidaritatea și coeziunea europeană foarte bune și euroatlantică foarte bune și extrem de utile pentru a opri cât se poate această invazie, dacă termenul de referință ar fi câte dușuri să fac în Franța.